Doamnelor, domnilor, primul talk show al zilei sunt Laurențiu Botin. Nu trece ziua și nu scăpăm de Tudorel Toader, care face ce face și se află în fața microfoanelor. De făcut în continuare și alta de vreo 3 săptămâni. Au fost încarcerați și duși. Sigur, încarcerați. Sigur, dacă vreți, din punctul meu de vedere, e regretabil. Faptul că, dar volumul de muncă, presiunea și celelalte atât de mare încât se poate greși. Mai rău ar fi fost dacă cumva, în loc să le dea drumul cu 3 zile mai devreme, i-ar fi ținut 3 zile mai mult de detenție. Atunci ar fi fost foarte rău, pentru că s-ar fi numit lipsire de libertate. Eu, dar victimele... De când cu intrarea în vigoare acestei lege a recursului compensat. Da, întrebați-i pe cei care au inițiat legea, întrebați-i pe cei care au schimbat sensul, natura juridică a recursului compensatoriu din vocație la liberare condiționată în zile considerate efective, executate, întrebați așadar cine a inițiat, de ce n-a fundamentat legea, de ce n-a făcut studiu de impact, întrebați-i pe dânsii, ci indiferent cine ar fi ministrul justiției, când o lege intră în vigoare, trebuie să o aplice. Ați mai citit raportul MCV? Vi se pare tot pozitiv? Am o întrebare bună. Am citit raportul MCV și recitit raportul MCV. Astăzi, probabil, vă voi arăta o dinamică a rapoartelor MCV. Să vedeți cum de la 3 recomandări s-a ajuns la 12. Să vedeți când s-a multiplicat numărul de recomandări și de ce anume. Să vedeți care este stadiul de îndeplinire și atunci atrageți concluziile. Adică, dar vi se pare tot pozitiv? Ați văzut că au fost o felul de reacții negative. Mai puțin la dumneavoastră. Știți, vei. Ministrul Justiției Tudorel Toader, doamnelor și domnilor, a dat o serie de declarații dincolo de faptul că este cumva avocatul Guvernului la Curtea Constituțională în legătură cu o excepție de neconstituționalitate în ceea ce privește ancheta de la dosarul cu Belina. E o poveste întreagă. A vorbit despre deținuții eliberați și iarăși a văzut un muscoi drăguț, drăguț, drăguț într-o grămadă mare de balegă în ceea ce înseamnă raportul MCV pentru România. Mie îmi place Tudorel Toader de nu mai pot, în sensul în care domnia sa, când vede o chestie devastatoare pentru ceea ce face justiția în România, sau mă rog, ce fac guvernații vis-a-vis de justiție, domnia sa vede și o parte roz, o muscă drăguță, un băzoi drăguț, drăguț, de pe o grămadă de bălegar. Colega mea, Gabi Mihai, încearcă să ne traducă ceea ce, de fapt, a spus Tudorel Toader. Bun găsit, Gabriela! Bun găsit. Înainte de toate, ar trebui să menționăm că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit astăzi la Curtea Constituțională pentru a susține sesizarea făcută de către președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu referitor la dosarul Belina. Iată așadar că în fața judecătorilor Curții Constituționale, Tudorel Toader a susținut punctul de vedere și a încercat să îi convingă pe aceștia că, practic, ar trebui să ia în calcul sesizarea făcută de către Călin Popescu Tăriceanu, întrucât susține că au fost încălcate o serie de dispoziții. Iată așadar că, pe de altă parte, tot în fața judecătorilor Curții Constituționale, s-a prezentat și un reprezentant al parchetului și iată că le-a atras atenția judecătorilor CCR că nu crede că rolul Curții Constituționale în România este acela de a limita accesul procurorilor atunci când vine vorba despre anchetarea unor fapte penale. Iată așadar că rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest caz. Judecătorii CCR au rămas în pronunțare. Pe de altă parte, ministrul Justiției Tudorel Toader a vorbit și despre faptul că a venit aici ca să susțină sesizarea făcută de Călin Popescu Tăriceanu, întrucât este reprezentant al guvernului și a ales să facă acest lucru, trimis chiar de către premierul Mihai Tudose, asta în ciuda faptului că
guvernul, care inițial susținea că va face o astfel de sesizare referitoare la dosarul Belina, a renunțat la sesizare și în cele din urmă a făcut-o Călin Popescu-Tăriceanu. Mulțumim, Gabriela. Mergem la colega mea, Liliana Năstase, senior editor pe ONU TV. Liliana încearcă să ne traducă ce face de fapt Tudorel Toader astăzi și mai ales să ne explice cum e cu declarațiile astea pe care cred eu nu le înțelege nimeni. Bun găsit, Liliana! Bun găsit, Tudor, ministrul Justiției Tudorel Toader, neobișnuit de altfel încă de când a fost numit ministru al Justiției să facă o serie de declarații pe care ulterior să le nege, așa cum ați văzut și despre raportul MCV, a spus că va face o paralelă între ce a fost în trecut și va demonstra că acest raport este unul bun. Un raport, din ce știu, un raport mai rău decât acesta nu a fost decât în anul 2008, când Comisia Europeană ne-a reproșat faptul că, deși avem foarte multe anchete penale cu persoane importante, nu avem condamnări. De atunci însă România a parcurs un progres în ceea ce privește reforma justiției, reîntorcându-ne însă la scopul pentru care astăzi Tudorel Toader se afla la Curtea Constituțională, a venit în calitate de avocat, bănuiesc, al guvernului, atât timp cât sesizarea nu a fost făcută de guvern, ci a fost făcută de Senat, în speță de președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. În sala de judecată, așa cum a spus și colega noastră Gabriela Mihai, Tudorel Toader a avut o pledoarie împotriva DNA. La rândul lor, procurorii au susținut la CCR că nu ministrul justiției este cel care face anchete penale și stabilește când se începe o anchetă penală. Vom vedea ce decizie va lua Curtea Constituțională. Conform unor surse, Curtea Constituțională se pare că va da dreptate președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu, în sensul că a existat un conflict juridic între guvern și DNA, astfel că procurorii nu ar trebui să analizeze actele emise de guvern, fie că vorbim de ordonanțe de guvern, hotărâre de guvern sau chiar un ordin de ministru. Mulțumesc, Liliana, pentru detalii. Nu, hai să vorbim 2-3 minute despre povestea asta, mi se pare extrem de amuzantă. Alexandru Coita, analist politic, bun găsit. Cezar Ionașcu, antreprenor, e de la Munca de Jos, bun găsit, Cezar Ionașcu. Domnilor, nici nu știu cu ce să încep, că Tudorel Toader este spumos așa, după ce că e moartea audienței dincolo de asta, dar e spumos omul, în sensul că... Hai să începem cu prezența lui la Curtea Constituțională, da? Și aici trebuie să-l băgăm cumva în discuție și pe domnul Călin Popescu Tăriceanu, da? Măi, Călin Popescu Tăriceanu, când e bâja, el este cumva mâna în armată. Este băiatul ăla, cum se cheamă, porterelul, da? Porterelul care duce citația și duce poșta secretă, duce reclamațiile versus Dragnea către instituțiile statului. Măi, Călin Popescu Tăriceanu sesizează. Băi, și niște chestii de-astea de juridic, de neconstituționalitate, că vezi, Doamne, că ăștia n-au dat-o langa, au dat-o ranga, și cu alte cuvinte să scape pe Dragnea de povestea aia cu Benina. Da? Da, e clar că deja de mult timp încoace domnul Tăriceanu este vârful de lance al luptei împotriva DNA, sau luptei împotriva anticorupției, însă cred că în speța de față e un subiect care e destul de interesant și merită analizat, pentru că dincolo de declarațiile sale, care uneori sunt exotice, uneori sunt surprinzătoare, uneori ne enervează, poate, domnul Tăriceanu a spus o chestiune destul de interesantă acolo, anume, DNA nu are capabilitatea, sau nu ar trebui, din punct de vedere instituțional, să analizeze oportunitatea unui act legislativ. E o chestiune, e o întrebare, cred, legitimă dacă acest lucru se poate sau nu, în cadrul general și fără legătură cu dosarul Belina sau cu alte spețe concrete în care sunt acuzați mai mari zilei. Deci aici e o chestiune care merită analizată, cred eu, în mod foarte judicios. Acum, în ce măsură domnul Toader era cazul să ajute guvernul atunci când acea solicitare a fost făcută de Senat, asta e altă chestiune și nu mai comentăm aici, însă este clar că există interesul ca undeva
pe undeva anumite sau toate decizii ale sferei guvernamentale să iasă de sub incidența DNA și atunci practic procurarea anticorupție se nu mai poate să deschidă anchete privind anumite acte legislative care sunt emise de guvern. Asta e o miză mare până la urmă pentru România. Acum Dorel Toader să pună presiune cumva într-un fel pe judecătorii de la Curtea Constituțională care de altfel o dau și ei așa boss, dar nu vrem noi să vă deranjăm foarte tare pe voi. Că, mă rog, uite, zice Valer Dornanu, ăsta e șeful de la CCR, zice că este o speță care va fi tratată cu toată seriozitatea, complexă și destul de grea. Adică să înțeleg că până acum celelalte spețe nu sunt tratate cu toată seriozitatea. Hai să fim serioși. Rezultatul este în felul următor. Și a spus bine Liliana Năstase, Cezar Ionașcu, băi, e clar că băieții ăștia o să zică, da, mă, se admite, deci cu alte cuvinte, DNA n-a nicio treabă cu Belina și uite așa Dragnea mai scapă de un scandal, pentru că, na, uite, l-a trimis pe Tăricianu cu depeșa, l-a trimis pe Tudorel Toader să pună și el acolo umărul la presiunea asupra judecătorilor. Ăștia sunt inamovibili, deci cu alte cuvinte, să ne fie de bine. Ne învârtim în jurul cozii, dar dincolo de declarațiile academice sau scolastice sau tehnice din punct de vedere juridic, ce face domnul ministru al justiției al țării mele se numește mai puțin academic Harneală. Așa zice Țigan. Harneală? Harneală. Harneală înseamnă înșelăciune, conform dreptului penal, a prezentat un fapt adevărat ca neadevărat și viceversa. Ce au băieții de apărat nu doar o groapă plină cu apă care se numește Belina. În cazul unui Tăricianu, de exemplu, are de apărat foarte multe case nejustificate și foarte multe averi și foarte multe conturi pe care nu poate să le justifice și e normal ca să latri pe o temă sau alta ca să-ți aperi interesele. Dar ești mic om la 60 de ani sau 50 de ani cât are el, ca și Dragnea, ca pentru niște amărâte de proprietăți pe care le poți genera cu creierul, nu neapărat cu hoția, să faci în halul ăsta, pentru că din punct de vedere social ești pur și simplu, hai ca să zic, alienat, ești ejectat. Și nu vorbesc doar de băieții de stânga, vorbesc de aia de dreapta, au aceeași clismă care li se potrivește ca și tratament oricând. Chestia e că nu se rezolvă nimic. Învârtit în jurul cozii și protectoratul ăsta pe care și-l dau unul altuia în momentul când se pune în funcție, e foarte nociv. Eu înțeleg că suntem enclava americană, că suntem aici colonie, dar nu în halul ăsta. Se pot face mai cu perdea. Americanii sunt coloniști în multe alte teritorii, dar nu în halul ăsta. Repet, se poate face cu mult talent. Stai, că discutăm separat despre enclava americană. Dincolo de asta, eu însă v-aș întreba. Am înțeles. Deci au dat-o, cum ai spus, Cezar, Harneală. Da? Băi, e o chestie pe care am explicat-o, oamenii au înțeles, nu e un cuvânt urât, e un cuvânt care arată că ne mint pe față. Hai să traduc într-o expresie mai scurtă. Tradu, dar repede. Țiganul zice, stai așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Alexandru Coita. Dar cum nu te surprinde foarte tare ceea ce vede Tudorel Toader în raportul de MCV și noi n-am văzut nimic? Aici e o discuție. Aici e o discuție, pentru că eu am remarcat foarte atent ce a spus Tudorel Toader și aș vrea să traduc puțin ce a zis Ministrul Justiției. Ministrul Justiției pare să spună faptul că cei de la Comisia Europeană, pe scurt, au ceva cu noi. Pentru că cum altfel s-ar putea traduce în opinia domniei sale transformarea celor trei condiționalități care erau la un moment dat în numai puțin de 12 condiționalități pe care ni le impune astăzi Comisia Europeană. Asta spune Tudorel Toader. Bruxelles-ul pare să aibă ceva cu noi, România se descurcă bine, a făcut progrese, avem, iată, dezbateri foarte profunde privind modificarea legilor justiției și cei de la Bruxelles nu vor, domnule, să ne scoatem MCV-ul pentru că le convine ca pârghie politică și ca să țină România jos la masa și departe de masa celor puternici. Asta e o traducere, cred eu, destul de corectă a aluziei pe care a făcut-o domnul Toader. Ori, tocmai acest tip de discurs cred eu că trebuie evitat, pentru că, în primul rând, nu ajută România în relația cu partenerii europeni și nu ne ajută nici pe noi, în sensul în care și noi, la rândul nostru, trebuie să recunoaștem că avem niște teme de făcut și că e momentul 2017-2018 să mai schimbăm puțin modalitatea de a pune problema pe anumite chestiuni care sunt foarte serioase. Pentru că, într-adevăr, România a fost aproape să scape de MCV prin 2012. Ce s-a întâmplat atunci? Mai țineți minte? Ne aduceam aminte cu toți, s-a întâmplat că a fost foarte cald în vara lui 2012 și a venit un guvern care, la fel ca acum în iarnă, a venit cu niște idei năstrusnice despre ce înseamnă reforma justiției și statul de drept, care i-au speriat pe partenerii noștri europeni. Periodic România are aceste spasme.
aceste spasme care îi sperie, normal, pentru că ieșim, suntem ca Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Ziua suntem europeni și curați și din când în când, seara, noaptea, ne trezim că avem niște puse din astea care ne transformăm. Da? Așa cum a făcut-o guvernul acela în 2012 în vară, așa cum am încercat-o poate și actualii guvernanți sau precedentul guvern, de fapt, în iarnă. Și atunci, sigur că Europa are pe undeva motive să fie precaută cu privire la România, pentru că, întâi de toate, ei se așteaptă de la noi și noi ne așteptăm de la guvernanți să existe predictibilitate și constanță în actul de guvernare. Nu așa din când în când să ne trezim că ne-a apucat să dăm ordonanța 13 sau să schimbăm schimbarea. Nu? Suntem cam serioși așa, dar uite, eu aș întreba cumva, oarecum retoric, așa, domnule, ce poți face o noapte în București? Domnule, până la urmă toată lumea spunea, domnule, Bucureștiul, capitala turismului internațional și așa, păi te poți duce la cazinouri, nu? Te poți duce la cazinouri. Poate ai vreo gagică pe aici, că româncele sunt frumoase și eu știu, poate nu, vrei să mai depene amintiri cu fetele pe aici prin București. Bă, dar să fii șeful diplomației americane, adică dita mai ministrul de externe al Statelor Unite, să te duci cu Trump printr-o vizită extrem de importantă în Asia, bă, și așa netam-nesam să iei tu hotărârea să vii la București,